Petrișor Petrescu cu capul. Rea Ene și prinde Iliev. Frumos saltul făcut de portarul bulgar, adevărat, n-a lovit. Broian se uită spre poartă, dă la poartă mai mult. Sota, prins sub minge, nu reușește să o controleze și scapă Ucluj. Da. Șutul lui Ze Gomez pe lângă, pe lângă poartă. La de Petrescu. Bătut scurt, pot face 2 contra 1. Centrarea, vine bine Al Hassan, gol! 1-0, minutul 41, marchează Baba Al Hassan, care se desprinde din marcaj și reușește să-l învingă pe Iliev din apropiere. Iată, o fază fixă la care U a fost neatentă, pentru că au bătut scurt acel corner. Kipciu. Kipciu accelerează. Kipciu trece de Mino Sota. Kipciu, șutul lui Kipciu. Gol! 1-1, minutul 51. Kipciu onorează banderola de pe braț cu o acțiune personală splendidă, intrare la interior. Prea ușor experimentatul Mino Sota se lasă depășit, iar Kipciu prinde plasa laterală. Zei Gomez, bună pasă, șut și apără Vlad Muțiu. Tescan la finalizare. A înscris cu FC Argeș. Tescan. Mino Sota pentru Stoica, a riscat un dribling, să vedem dacă e o contra lui U. Avansează Oancea, pasă bună pentru Tiam. Tiam, o fentă, șutul lui Tiam! Gol! 2-1, U Cluj marchează Mamadou Tiam, minutul 75, un șut cu stângul care trece prin Vlad Muțiu. Da, greșeală impardonabilă însă a capitanului Ionut Stoica, cel care preluase banderola după ce Măldărășanu l-a înlocuit pe Petrișor Petrescu. O minge pierdută de Stoica însă. S-a complicat capitanului Hermannstadt. Paraschiv, excelent, reușește să scoată acea minge pentru un contraatac. Filip, vine și pasa care poate fi decisivă, aproape de golul de 2-2. Excelent, Plamen Iliev o salvează pe Universitatea Cluj. În sfârșit, un contraatac dus într-o viteză amețitoare. Experiența lui Ioan Filip nu a făcut fault acolo.